Salutare dragilor și bun venit pe canalul meu! Subiectul discuției de astăzi îl reprezintă noul procesor de la AMD, Ryzen 5950X. Mi l-am luat pentru a upgrada calculatorul pe care noi îl folosim să facem videourile pe care le vedeți aici pe canal și abia așteptam să împărtășesc asta cu voi. După ce vă arăt unboxing-ul, o să-l și montez în calculator și o să vă arăt și niște teste. Asta ca să știți ce așteptări aveți de la acest video. Sincer, am fost destul de norocoasă să-l prind la un preț super decent, iar asta pentru că a fost un produs resigilat. Îi mulțumesc cu această ocazie celui care l-a returnat pentru că am reușit să mă bucur de el și să nu mă prindă 2021. Nu știu cum de am reușit să-l găsesc, dar m-am bucurat extrem, extrem de tare. Am fost atât de entuziasmată să-l văd disponibil încât am greșit până și datele de facturare și cu siguranță nu o să uit comanda asta, asta e tot ce vă pot spune. Bun, hai să ne uităm puțin la ambalajul pe care l-a livrat AMD. Pentru că trebuie să recunosc faptul că eu am fost destul de dezamăgită. Și spun asta din cauza materialelor folosite pe cele mai recente cutii ale procesoarelor lansate de ei. Sigur, acesta este un detaliu care pentru mulți dintre voi nu contează. Dar atunci când dăm aproximativ $800 pe un procesor, ne așteptăm să vedem un ambalaj frumos pe care apoi să-l putem pune cu drag pe un raft, să-l expunem, să ne fie efectiv drag să-l vedem în fiecare zi. Și un bun exemplu ar fi acesta. Vedeți diferența? Ce calitate avem în ceea ce privește cutia? Și chiar și atunci când vorbim despre această cutie se poate observa diferența. Nu știu ce s-a întâmplat. Asta e prima generație și dacă e să o comparăm, arată mult, mult mai ok. M-am simțit ca și cum mi-aș fi cumpărat un Celeron ambalat aleatoriu într-o cutie nepotrivită. Dar gata cu critica, pentru că vreau să vă arăt rapid ce conține pachetul. Spun rapid pentru că nu am mare lucru de arătat în această parte. Și ce vreau să menționez este faptul că nu se livrează cu niciun fel de cooler, iar AMD recomandă răcirea pe lichid. Aș putea adăuga aici că sunteți safe și cu orice fel de cooler pe aer din gama premium, precum Noctua cu seria NH sau Be Quiet, spre exemplu Dark Rock Pro 4. În principiu, puteți să folosiți cam orice cooler de la un brand premium și ar trebui să-și facă treaba cu brio. Dar cele pe care tocmai le-am menționat sunt testate de mine și vi le pot recomanda cu încredere. Haideți să desfacem așadar cutia. Nu avem mare lucru în interior, dar o să încep cu acest anunț important, care ne spune că ne trebuie o placă de bază AMD AM4 cu o variantă de BIOS compatibilă. Da. Mai departe, avem această hârtie inclusă, care este de fapt certificatul de autenticitate cu instrucțiunile de instalare. Destul de basic, nu? Și tot aici am văzut că avem specificat și faptul că beneficiază de o garanție de 3 ani. Și, înainte să scot procesorul, mai avem și X-ul ăsta ciudat din carton, care își dorește să separe ceva sau să umple cutia degeaba, pentru că nu prea are ce să separe dacă ne uităm la interiorul cutiei. Cred că singurul lui rol este să țină procesorul vizibil pe această parte laterală a cutiei. Iar dacă tot am ajuns aici, avem bineînțeles procesorul cu stickerul aferent pentru Ryzen 9, pe care puteți să-l lipiți pe unde vreți voi să vă lăudați. Bun, asta a fost tot ceea ce conține pachetul. Aș vrea să vă spun că așteptările mele pentru acest procesor nu sunt legate de jocuri, cum probabil v-ați fi așteptat. Deși AMD îl vinde ca procesor care este bun pentru absolut orice, inclusiv jocuri, unde știm că Intel domina piața până la această generație. Deși cu diferențe de maximum 5% și asta în Full HD cu toate detaliile grafice pe low. Eu l-am luat strict pentru content creation, acolo unde numărul de core-uri contează mai mult decât viteza. Deși, da, știu, are același număr de core-uri ca procesorul pe care îl voi înlocui, un 3950X. Diferențele arhitecturale față de generația trecută i-au permis AMD-ului să crească IPC-ul considerabil, că tot vă spuneam mai devreme despre jocuri. Iar asta sper să se vadă mai departe în activitățile mele de zi cu zi, legate sau nu de YouTube. Dar gata cu vorbarea aia. V-am promis că îl montez, așa că trebuie să mă țin de cuvânt. We'll be right back.
cum vă spuneam, urmează și o parte de grafice comparative cu alte procesoare. Dar nu mă pot abține și aș vrea să rulăm rapid un benchmark, primul. Și vom folosi Cinebench R15. L-am ales pe acesta pentru că am o bază de date cu mai multe procesoare pe care le-am avut în trecut și nu numai, l-am ales și pentru că este cel mai răspândit. Hai să trecem la treabă! Oh, nice! Nu-i rău deloc! Și vă las acum și cu graficele. Mișii. Am încercat să fac și ceva diferit față de videourile pe care le găsiți în general pe canalul meu despre gadgeturi și, în principiu, telefoane. Am nevoie de feedback, să știu dacă v-ar plăcea să mă vedeți mai mult în zona asta de hardware. Și, bineînțeles, sunt deschisă la sugestii și cred că orice sfat este binevenit. Și, ca de obicei, știți că mă găsiți în secțiunea de comentarii pentru absolut orice întrebare aveți legată de noul meu procesor. Vă pup!